tratamentul la domiciliu. Știm cu toții că sunt persoane care se confruntă cu lipsa personalului medical care să le asigură un tratament fără costuri. Sunt persoane care au indicație de la medic de a face un tratament injectabil acasă și nu în spital și se confruntă cu problema personalului medical. Da, sunt care se duc la urgență, știm că urgența nu face tratament de acest tip în cadrul serviciului și asta este o problemă pentru foarte mulți. Ce facem când avem o persoană bolnavă în familie care trebuie să facă? În zonele în care avem asistență medicală comunitară, în legislație este prevăzut, asistentul medical comunitar are un anumit de atribuții și aceste tratamente la domiciliu. Plus, v-am spus, există prestatori de servicii din lista de care o să beneficieze vârstnicii. Nu avem în tot județul, este foarte adevărat, încă nu suntem 100% acoperiți cu asistența medicală comunitară, dar rugămintea ar fi să promovăm aceste servicii care sunt la început și să știți dumneavoastră care este rolul lor. Pentru că ăsta e unul din motivele pentru care pacienții preferă să se interneze în spital, tocmai pentru a se acorda un tratament acolo, decât să stea acasă și să suporte niște costuri a unui tratament în ambulator. Da, care este mult mai redus. Da. Dar acum eu spun că în perspectiva următorilor 5-6 ani o să se dezvolte foarte bine. Și ei au pornit foarte greu cu serviciile și acum stau foarte bine. Sunt convinsă, deja este în dezbatere, este în Parlament, legislația asistenței medicale comunitare, unde se prevede dezvoltarea centrelor comunitare integrate. Asistent social, asistent medical, medic de familie, atunci, în momentul în care avem și bază legislativă, sunt absolut convinsă că se vor dezvolta aceste servicii. Și, desigur, reduc costurile, plus contribuie la depistarea precoce a anumitor afecțiuni. Trebuie să spunem că acești prestatori își fac datoria, dar, din păcate, lipsa banilor de la casele de sănătate impune imposibilitatea de a desfășura activitatea pentru tot personalul care necesită îngrijiri medicale la domiciliu. Da, prestatorii de care vorbiți dumneavoastră, este vorba de cei de care spunea doamna doctor sau firmele de îngrijiri medicale la domiciliu? Prestatorii de servicii medicale acordate la domiciliu. Da, care să... Nu asistenții comunitari. Nu asistenții, prestatorii. Și am avut sesizare chiar eu, de la niște persoane care solicită îngrijiri medicale la domiciliu și casa de asigurări rămâne de câteva luni. Păi, acum depinde să și